articol Marius Manole e fericit cu izolarea la domiciliu, da punct și eu la fel. Marius Manole e fericit cu izolarea la domiciliu care, după cum au anunțat autoritățile, se va încheia pe 15 mai. Eu cred că atât de fericit ne-am fost niciodată. Nu aștept deloc să ies din casa. Iar perioada asta a fost una dintre cele mai frumoase din viața mea, a postat actorul de la Teatrul Național București. Vezi cum arată măștile de protecție pe care le face la mașina de cusut actrița Irina Olteanu, citește si, o mare actriță a României, jignită incalificabil și înjurată. De la ce a plecat totul, citește si, Oana Păleanu a mai rezistat și a atacat pe românii care nu respectă izolarea. O parte stă în casă ca cealaltă parte să se plimbe ca proasta pe străzi, citește si, casa Oanei Pălea este plină de căței. Vezi cum a ocupat canapeaua actriței. Practic, dacă nu s-ar prea busi economia si nu ar fi oamenii afectați de mizeria asta de COVID, eu aș putea să stau în casa inca un an. Nu mi-e dor deloc să văd oameni, nici să socializez si cu atât mai puțin mi doresc să mă urc pe vreo scenă. Să aveți o zi bună, virgulă a încheiat Marius Manole. Marius Manole e fericit cu izolarea la domiciliu, da. Și eu la fel. Dar și eu la fel, doar că suntem privilegiați. Plus că putem spune asta pentru că economia încă merge și cât unii muncesc. Și avem papa, apa, gaz, etc. virgulă a răspuns actrița Oana Pălea, bună prietenă cu Marius Manole. Eu abia aștept să ies iar prin muntii mei salbatici, să vad rasarituri la cort, să mă joc cu fire de iarba și să mă spal cu apa râiurilor, vreau libertate. Asta e, dar cred că putem găsi liniștea și libertatea în noi. Mintea poate haladui oriunde, fără limite. Ața ca oricat de dorm i-ar fi de mers, mă bucur în fiecare secundă de pauza asta, au răspuns câțiva amici ai lui Manole.